Vă spun bun găsit, dragi telespectatori, invitata mea specială de astăzi în cadrul emisiunii Subiectul Zilei este doamna dr. Florinela Stoianovici, medic medicină holistică și homeopatie. Vă spun bun găsit din nou, doamna doctor, mă bucur să vă revăd la Argeș TV. Eu vă mulțumesc pentru că îmi dați posibilitatea să împărtășesc cu dumneavoastră și telespectatorilor lucruri interesante pe care eu le obțin prin studiul meu de-a lungul timpului și astăzi despre medicina holistică, despre această medicină extraordinară, medicina viitorului, medicina energetică. Ați ales să discutăm despre conexiunea dintre fizic și suflet. Ce reprezintă mai exact corpul fizic? Corpul fizic e o mașină. Este o mașină în care îmbracă sau de care se folosește sufletul ca să poată să-și șlefuiască conștiința în încarnări repetate. Deci este o modalitate în care, sau un fel de costum, hai să zicem așa, un fel de costum, da, vibrațional, în vibrații mai joase, pentru că știți, aici pe Pământ avem vibrații mai joase, este un fel de costum viu, care ne permite nouă să funcționăm, să avem o formă, să avem o imagine, să arătăm într-un fel, să fim bărbați și femei, să ne manifestăm, să ne jucăm, să învățăm lecții, să greșim și apoi să aflăm adevărul despre lecțiile profunde ale sufletului. Ce trebuie să urmărim în corpul fizic? Acum știți ce se întâmplă? Este foarte interesantă întrebarea, pentru că eu, fiind și medic de medicină obișnuită, și medic de medicină energetică și medicină holistică, o să vă răspund un pic diferit din perspectiva mea holistică. Trebuie să urmărim modalitatea prin care sufletul ne transmite nouă tot felul de informații. Pentru că, nu știu dacă știți, corpul fizic e un fel de hartă. Adică este un fel de terminal, de ceva la sfârșit de tot, în care primim semnale, informații despre anumite lucruri care sunt benefice sau nu sunt benefice la nivelul sufletului. De exemplu, dacă avem un corp care are probleme, da? E un corp bolnav, suferind, înseamnă că sufletul ne trimite niște mesaje că lucrurile nu sunt în ordine, despre cum gândim, cum simțim, ce emoții avem sau poate nu suntem pe misiunea vieții. Dacă, de exemplu, avem un corp sănătos, strălucitor, în fizic, vreau să spun, dacă suntem bine, dacă avem o greutate corespunzătoare, dacă suntem sănătoși, înseamnă că suntem cumva pe drumul bun sufletește, cât de cât. Deci, cu alte cuvinte, noi ar trebui să începem să înțelegem că corpul fizic ne dă un fel de feedback legat de anumite atitudini pe care noi avem corecte, sau e un fel de carte, e un fel de profesor, știți? Și corpul fizic ne ajută, ne învață cu ceva. Care este atitudinea pe care o avem noi legat de corp? Păi noi avem o mare problemă, pentru că noi ne folosim de corpul fizic la naștere, ni se dă acest corp, pentru că așa, venim cu el, ne naștem, tragem prima respirație prin plămâni și apoi noi avem un corp, un vehicul și nu știm să-l îngrijim foarte mult. Când suntem mici, nu știm, ne îngrijește mama, tata, apoi învățăm că sunt anumite lucruri care să le facem, de exemplu, să bem apă, să mâncăm, dar nu facem lucrul ăsta cu anumită conștiinciozitate, cum ar trebui, sau nu dăm importanță. Noi începem să dăm importanță corpului fizic la bătrânețe sau când suntem bolnavi, că atunci ne prindem noi că ne lasă corpul fizic baltă. Și atunci începem să investim în el. Cei Dar care... uneori poate fi prea târziu, aș poate vrea fi să prea adaug târziu, eu. Da. Sigur că da, și atunci trebuie să începem să vedem că noi pe aici, în plan fizic, avem o singură bogăție, corpul fizic. Pentru că dacă corpul fizic se îmbolnăvește sau este într-o stare de nefizicalitate, adică să zicem că suntem gata să murim, noi ca suflet nu putem să existăm aici decât prin intermediul acestui corp care ne îmbracă, prin intermediul acestei haine, care este corpul fizic. De cu alte cuvinte, aici trebuie să începem să facem un salt legat de cât de mult investim noi și în partea aceasta a corpului fizic. Până acum, într-adevăr, medicina obișnuită ne-a arătat că e foarte important să lucrăm la corpul fizic. Nici aici nu este bine. Medicina obișnuită nu ia în calcul cealaltă latură, latura spirituală, nu ia în calcul într-un mod integral, holistic și celelalte componente, mental și emoțional la oaltă. Le ia pe bucăți.
Deci avem o problemă, să zicem, în toate sferele, și în medicina obișnuită vestică, și în medicina holistică, care poate nu se apleacă atât de mult către corpul fizic. Pentru că eu am avut, de exemplu, în acest weekend, am făcut un curs cu toată clinica mea și am participat și eu, din respect pentru terapeuții mei, la acest curs. A fost foarte interesant. Am făcut un curs de masaj cu domnul Drăgan Radu din Brașov, care e un terapeut de excepție și mi-a făcut o mare plăcere, cu viziuni holistice, mi-a făcut o mare plăcere să lucrez cu el și să învăț anumite tehnici, și am putut să observ cu ochii medicului de medicină holistică ce înseamnă de fapt implementarea în fizică anumitor lucruri sufletești, ce înseamnă și când apeși pe anumite butoane și anumite zone reflectogene din corpul fizic, cum acest lucru poate să ducă la partea sufletească. Și este foarte interesant când ai experiență în toate planurile 4D să privești asta ca un proces firesc, ca un proces normal în corp. Care este atitudinea normală pe care ar trebui noi să o avem față de corpul nostru fizic? Noi ar trebui să avem grijă de corpul fizic ca de orice lucru de valoare. Adică, ca de copilul nostru, ca să vă dau un exemplu. Ca de o comoară, doamna doctor. Ca de o comoară. Da. Dar știți, unii nu vor comori, știți, da. Doamna, că de au copilul. Nu conștientizează, de fapt, care le sunt adevăratele comori, doamna doctor. Așa. Dar mă gândeam că acest lucru cu copilul, comparația cu copilul, da. De copil avem grijă. Așa e, dăm să mănânce, îl ajutăm, îl ducem la școală, îl învățăm, da? Avem grijă să nu pățească ceva și noi așa trebuie să avem grijă de corpul nostru fizic. Corpul fizic este un fel de zestre pe care Dumnezeu ne-a dat-o când ne împământează, când ne aduce aici pe tera. E o oportunitate, că se spune că pe pământ noi venim să învățăm, avem posibilitatea să ne școlarizăm, avem posibilitatea să evoluăm, că dincolo în altă realitate nu putem evolua și noi de fapt de câte ori mai avem așa la un col stăiat, adică toți care suntem pământeni aici, acum, de exemplu, avem niște mici problemuțe nerezolvate. Și nu venim ca la închisoare să lucrăm la ele sau ca la școală să lucrăm la ele, venim să le perfectăm, venim să le cizelăm, venim să le rafinăm. Și atunci este foarte important că temele noastre și misiunea noastră spirituală este legată foarte mult de ce avem de perfectat, dar ghiciți ce? Locul unde se joacă aceste informații, locul unde apar toate aceste probleme, sunt direct la nivelul corpului fizic, care rămâne sănătos sau bolnav. Și noi suntem într-o dute vino, așa, într-un echilibru, trebuie să câștigăm un echilibru între starea de sănătate și starea de boală, pentru că vreau să vă spun că noi suntem permanent într-o stare de preboală. Deci orice dezechilibru energetic din corpul meridiane înseamnă stare de preboală. Și acest lucru se poate și manifesta și ajunge să se manifeste sub 3-4 zile. Dacă e un dezechilibru pe un meridian, se poate manifesta ca boală în fizic. Dacă este un dezechilibru pe luni de zile, pe ani de zile, se manifestă sigur ca o boală. Adică nu se pune problema și se numește boală cronică. Cum suntem legați de suflet? Noi suntem legați de suflet ca într-un puzzle. Deci sufletul e undeva că nu se vede, că nu-l vedem, și dincolo de el, îmbrăcat, îmbracă sufletul partea mentală, partea emoțională și corpul energetic și apoi partea asta fizică, corpul fizic. Deci, practic, aura noastră, de fapt. Deci, noi, practic, suntem într-un sistem energetic interconectat din aceste corpuri pe care le avem, subtile, și ele, împreună cu corpul fizic, formează un fel de întreg. Acum e foarte important să înțelegem și importanța corpului fizic care e la un capăt și importanța corpului spiritual care e la celălalt capăt. Și noi privim pe bucăți. Asta este din punctul meu de vedere. Și eu cred că sunt medic de medicină holistică. Eu pe măsură ce trece timpul fac salturi legate de importanța corpului fizic. Știți că la un moment dat când am început medicina holistică, eu consideram că fiecare, dacă lucrez strict energetic și dacă lucrez la nivelul sufletului, pot să rezolv orice problemă în fizic. Și nu e adevărat, am aflat între timp. Sau nu că nu e adevărat, dar aș avea beneficii mult mai mari dacă aș lucra și în corpul fizic simultan. Adică ar fi lucrurile mai rapide, mai puțin costisitoare, mai puțin dureroase pentru pacient. Și vreau să vă spun că pe măsură ce a trecut timpul din experiența personală cu oamenii și cu pacienții, am început să achiziționez tot felul de aparate care lucrează și în fizic, bineînțeles, energetic, pentru că deja sunt fermecată, sunt fascinată de componenta energetică. De exemplu, aparatul Fohau și metoda Fohau este o metodă care îmbină atât de mult partea energetică cu partea fizică.
Este unul din aparatele în care pacienții se simt bine fizic. Că știți cum este omul, dacă nu pui mâna pe el cu ceva, să-l doară, să-l atingă, să-l... ceva să se întâmple, să simte el fizic, el nu crede că îi faci ceva. El nu înțelege că poți lucra în corpurile subtile fără să-l atingi și de la distanță și cu aparate, pe vibrații, și el să lucreze o săptămână, 10 zile, cum lucrează aparatura pe care eu o fac. Dar cine deține controlul? Care dintre corpuri? Păi aici este foarte interesant că teoretic deține corpul sufletului controlul. Da. Dar știți ce se întâmplă? Că dacă noi neglijăm corpul fizic și ajungem să-l îmbolnăvim, controlul este deținut apoi de corpul fizic, pentru că degeaba corpul sufletesc vrea să rămână dacă n-are cu ce să rămână. Pentru că în momentul în care dispare sau este foarte bolnav, cum este în cancer, de exemplu, da? Deci în cancer este atât de afectat corpul fizic, încât ar vrea la un moment dat, poate pacientul să mai trăiască pe aici și să-și manifeste, poate are planul, poate n-a încheiat, dar nu mai poate să facă lucrul ăsta. Și uite cum, deși sufletul era cel mai important, uite cum și corpul fizic poate să ne facă figuri și poate și datorită lui să putem să dispărem și să ne încheiem cumva trecerea noastră în canarea respectivă. Ce reprezintă mai exact partea sufletească? Care ar fi definiția pe care o dă specialistul? Partea sufletească este partea cea mai importantă, este partea pentru care noi venim să evoluăm, este partea care ne coordonează, este partea care este legată de conștiință, conștiința este mintea divină și e foarte important că noi venim cu spiritele noastre, vin cu un suflet cu încarnări diferite, la fiecare încarnare este un alt suflet al nostru, dar este același spirit și de fiecare dată acumulăm ceva, învățăm ceva și plecăm la moarte, părăsim corpul fizic, sufletul se ridică deasupra împreună cu această conștiință care este o informație. Deci noi practic venim aici pentru niște informații, e un fel de informație a saltului nostru spiritual legat de problema pentru care am venit. De exemplu, dacă am venit să lucrăm pentru iubire, da? Iubirea între bărbați și femeie. Trebuie să știți că toate lecțiile noastre în încarnarea respectivă vor fi legate, adică nu prea ne iese cu relația bărbat-femeie și noi învățăm să ne raportăm și aceasta este subiectul, să zicem. E foarte important că la sfârșitul vieții putem pleca cu informații suplimentare, adică am făcut un salt, sau putem să nu plecăm. Și atunci în încarnarea următoare iar o luăm de la capăt cu subiectul, știți? Foarte important. Cum putem crea o conexiune corectă, adecvată? Păi trebuie, în primul rând, medicina trebuie să facă un salt. Medicina vestică, medicina din România, medicina din Europa trebuie să înțeleagă că există medicina energetică. China lucrează de foarte mult timp cu așa ceva. Medicii din China lucrează energetic și au rezultate excepționale. Toți acupuncturiștii de la noi din țară care lucrează cu medicina energetică au rezultate foarte bune. Medicina holistică a trecut la un alt nivel de acupunctură, acupunctură energetică, și rezultatele sunt și mai bune pentru că feedback-urile nu mai sunt legate de pacient și de medică, pot să fie subiective, sunt legate de aparate și atunci e o precizie de 100% a rezultatelor. Dar vreau să spun că medicina spirituală, că există și o categorie de medicină spirituală, trebuie să facă un salt, să înceapă să implementeze și fizic, trebuie să aducă și fizicul. Uitați-vă la terapia Bowen, da? Unde apeși corpul fizic și se produc salturi spirituale sau emoționale, profunde. Uitați-vă la toate lucrurile care țin în medicina holistică de lucrul acesta cu sufletul care poate să vindece corpul, adică sunt interacțiuni atât de strânse între corpurile subtile și între cum se manifestă orice modificare care o aduci într-un corp, îți modifică apoi toate planurile, încât noi trebuie toți să trecem la această categorie, la această abordare holistică pentru a vindeca, a venit momentul. Puteți să ne dați exemple de boli prin care sufletul ne comunică un mesaj anume? Da. De exemplu, să zicem, toate depresiile. Toate depresiile. În depresii, persoanele sunt triste, dumneavoastră știți. Și sunt persoane care nu-și găsesc calea, locul și nu știu cum să rezolve lucrurile pe care și le doresc. O tristețe copleșitoare, exagerată. Da. Da. Și, de fapt, sufletul are nevoie de ghidaj.
pentru că el nu este într-un ghidaj, cine comandă acolo este mintea și mintea, dacă o lași pe ea să fie în supremație, ea intră în depresie, că nu poate să ducă pe termen lung. Și recomand tuturor persoanelor care au depresie sau diversele boli de, să zicem, psihoemoționale, să-și iau un mentor, da? Care poate să fie un psiholog, un medic de medicină holistică, poți să lucrezi cu un preot, poți să vezi ce se întâmplă acolo. Îți trebuie un ghidaj. Ori noi nu suntem învățați în societate să cerem ghidaje. Doamna doctor, dar ce ar trebui să facă pacientul bolnav în medicina holistică? Cum îl sprijiniți dumneavoastră? În primul rând, eu lucrez în toate planurile. Deci spuneam, acum lucrez foarte mult și în planul fizic, lucrez în planul energetic în principal, de asemenea lucrez emoțional și în plan sufletesc. Adică în planul sufletesc, de exemplu, mergem la cauza bolii. Și dacă noi identificăm care este cauza bolii, avem șanse foarte mari să rezolvăm în toate planurile. De exemplu, în cazul pacientului cu depresie, cauza bolii poate să fie că pacientul respectiv nu este o persoană spirituală, este o persoană care nu înțelege că anumite lucruri din viață îi se întâmplă special ca să facă niște salturi, o ia personal și intră în depresie. Și atunci ce este necesar este să-și asume responsabilitatea anumitor lucruri, să ceară sprijin, iar dacă nu-l primește, să fie autodidact, să ducă să studieze, cum am făcut eu, de exemplu, și am găsit o felul de răspunsuri și prin studiu personal, pentru că nimic nu ne poate opri să ne ducem să cercetăm. Fiecare dintre noi suntem niște cercetători, dacă să evoluăm, de fapt. Și să evoluăm, da. Cum tratați dumneavoastră corpul fizic? Care sunt metodele pe care le utilizați ca doctor de medicină holistică? Prima dată fac o abordare energetică, pentru că eu am la îndemână aceste aparate de fizică cuantică care îmi relevă corpul energetic și prima dată mă uit la corpul energetic. Apoi mă uit să văd care este tabloul emoțional, ca să nu mă împiedice să fac o vindecare. Mă uit la partea mentală, identific tiparul mental, recomand remedii homeopatice, de exemplu, și tot felul de preparate naturale din plante pentru partea mentală și pentru partea emoțională. Apoi lucrez în fizic, pot să lucrez, spuneam, masajul Fohau sau, de exemplu, diverse terapii de durere, pentru dureri sau pentru diverse boli și, de asemenea, lucrez prin medicină vibrațională, care înseamnă chirurgie energetică, adică am aparate de fizică cuantică care lucrează prin vibrații și care pot să comande corpului timp de 10 zile să lucreze într-un anumit mod să se autovindece singur. Deci, cu alte cuvinte, eu stimulez procesele de autovindecare promovând, de fapt, și practicând, de fapt, o medicină naturală. Pentru că noi, fiind energie, cea mai naturală formă de a trata un corp în toate planurile fizic, mental, emoțional și sufletesc este energetic. E normal. Și, de asemenea, fac împreună cu pacientul, prin discuții repetate, care sunt la o ședință sau la ședințele repetate, merg la cauze, identific împreună cu pacientul cauza și lucrez psihoemoțional și spiritual cu fiecare pacient în parte până înțelege care este problema lui, care este boala lui, de unde, care este ușa care deschide boala în cazul lui. Doamna doctor, derulați seria de cursuri de prevenție, continuați să desfășurați astfel de cursuri și în perioada imediat următoare? Sigur că da, acum pe 4 septembrie va fi, pentru că august e perioada concediilor și atunci toți mai plecăm în concedii, dar de pe 4 septembrie începem următorul curs de prevenție, pentru că, apropo, cea mai bună modalitate să avem grijă de corpul fizic este să facem prevenție cu corpul fizic. Adică ar trebui să ne uităm, să-l privim, să-l analizăm, să-l ascultăm, să-i privim semnalele, să le detectăm, să ne auto-observăm. Și să nu așteptăm să se strice mașina, cum exact, spuneți dumneavoastră. Da, trebuie să o ducem în service repetat. Service înseamnă doctor, dar ar trebui să știm noi cum e normalul și să ne urmărim, pentru că și când ajungi într-un service, de exemplu, cu mașinăria la doctor, și doctorul te întreabă anumite lucruri. Da. Și eu, de exemplu, cu pacienții mei cultiv foarte mult auto-observarea. Adică le spun la fiecare, de fapt, care sunt problemele principale. De exemplu, cineva are problemă cu ficatul, altul are problemă cu rinichiul, altul are problemă, să zicem, cu tubul digestiv. Și dacă, de exemplu, ai problemă cu rinichii, îi rog pe pacient să semnalizeze, de exemplu, când nu le sete, când dacă au calculi renali, dacă au infecții, cât urinează, adică să privească cumva la această poartă prin care boala intră, să-și facă ecografii repetate, da, ca să poată să urmărească care este nivelul în fizic al rinichilor, adică dacă sunt calculi, dacă sunt infecții, dacă sunt chisturi, care, apropo, chisturile renale sunt generatoare de depresii.
Doamna doctor, cum putem să ne înscriem la cursurile pe care dumneavoastră le desfășurați? E foarte simplu, fie că participăm la o consultație, pentru că toți pacienții mei care participă la consultații de medicină holistică se pot înscrie pe loc în cabinet, în timpul consultației, la sfârșitul consultației, se pot înscrie la acest curs atunci. Deci e liber să te înscrii, dar poți, dacă accesezi pe Facebook, poți să vezi, de exemplu, modalități de înscriere, adică rulează la un moment dat tot felul de modalități de a te înscrie și, de asemenea, telefonic, telefoanele noastre sunt peste tot, chiar și afișate, chiar și aici afișate, da. Poți să suni și să te înscrii la acest curs, pentru că este, și vă spun, unul din cele mai interesante cursuri despre cum să prevenim boala, cum să prevenim, să ne blocăm și să nu evoluăm, pentru că, de fapt, cel mai important nu este decât să rămânem sănătoși, ci să evoluăm spiritual și, într-adevăr, da, corpul fizic, starea de sănătate este un reper al unei bune dezvoltări spirituale. Unde vă găsim, doamna doctor? Păi în Pitești, după cum vedeți, sunt aici cu multă energie bună, cu multă așa energie cum spun eu. Bună, luni și marți de obicei, dar restul zilelor în București, unde m-am mutat de curând, tot în centru, și unde mă simt foarte bine, cum spuneam, avem așa am creat niște modalități naturale de a trata oamenii, pentru că la mine contează foarte mult energiile, contează foarte mult mediul înconjurător și contează cum se simt pacienții mei în timp ce putem discuta sufletește. Am creat niște cadre speciale în care oamenii să se simtă bine, să poată să se deschidă chakra inimii și să poată să avem împreună acces la căi spirituale de dezvoltare. Doamna doctor, vă mulțumesc tare mult pentru timpul acordat și mai ales pentru informațiile prețioase pe care le oferiți telespectatorilor noștri. Toate cele bune vă doresc. Cu mare drag, cu mare drag vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, sunt Anca Manu și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți în continuare pe Argeș TV. La revedere!